Aleși județeni nu se dezmin nici pe ultima 100 de metri a mandatului, când continuă bătălia surdă pentru un loc în aga la societățile Consiliului Județean, Apa Serv și Troleibuzul, unde din cauza zecilor de schimbări din componența legislativului au fost obligați să schimbe și membrii adunărilor generale ale acționarilor. Și la ultima ședință de Consiliul Județean dinaintea sărbătorilor de Paște au existat dispute pe marginea componenței forurilor de conducere de la Apa Serv și Troleibuzul. Liberalii au propus chiar o echilibrare a algoritmului politic în aceste organisme în colective de conducere. Îi aduc în atenția colegilor noștri solicitarea mea și a grupului PNL de a avea o reprezentare cât mai transparentă și echilibrată în cele două societăți, respectiv Apa Serv și Troleibuzul. Sens în care propun următorul lucru. Îl aduc în atenție. Pentru societatea Apa Serv, un reprezentant al PND-ului, trebuie să încep cu PND-ul, un reprezentant al PSD-ului și unul al unui PR-ului. Mi se pare un lucru normal, firesc și transparent. Iar pentru societatea Troleibuzul, doi consilieri de la PNL, doi de la PSD și unul de la unui PR. Rog colegii, doi reprezentanți de la PNL, PSD și unul unui PR. Rog măcar în al 12-lea ceas, să respectăm, dacă se mai poate, pune în discuție și algoritmul și, nu în ultimul rând, să dăm dovadă de o normalitate și moralitate. PSD-ul, care are și majoritatea în Consiliul Județean, și-a revendicat și el locuri în aga la cele două societăți. Și-au exprimat dorința să facă parte din compania, ca membru în adunarea generală a acționarilor, trei colegi de-ai noștri, consilieri județeni, domnul Dan Vasile Constantin, domnul Radu Tudorel și domnul Mircea Pintilie. Grupul Liberalilor are și el propunerile sale și pentru societatea de transport județean Troleibuzul. Grupul consilierilor PNL propune pe domnul consilier Andronache Florin. Deci nu vă faceți. Deci, după numărarea voturilor, rezultatul a fost dictat evident de cei care dețin majoritatea, respectiv de grupul PSD. În paga de la Apa Serv vor fi domnii Dan Vasile Constantin, Radu Tudorel, Mircea Pintilie, la societatea Troleibuzul, Pușcașul Nicolae, Alexandru Mihai, Tomulesc Cristian, Constantin Sandu și Costantin. Concluzia a fost trasă de liderul opoziției. PSD-ul nu s-a desmințit în lupta surdă pentru o sine cură nici pe ultima 100 de metri. Nici în ceasul al 12-lea nu ne-a surprins. Vă mulțumim! Și timp de 4 ani, cei 33 de consilieri județeni schimbați de partidele politice la fel de des ca și șosetele s-au luptat pentru un loc într-un consiliu de administrație sau o adunare generală a acționarilor, aducătoare de indemnizații în buzunarul lor și de foloase politice partidului pe listele căruia au candidat.